Firefly Skids. Bună, dragi prieteni, am aici un leagăn minunat, roz cu albastru și cu floricele, care abia așteaptă să fie folosit. De cine va fi folosit? Veți vedea acum. Am aici prima mea păpușică LOL Surprise. De ce spun prima? Deși voi ați văzut că noi avem foarte multe păpușele pe canalul nostru Firefly Skids și m-ați întrebat cine este sora mea. Acest canal, Firefly Skids, este al amândurora, numai că eu fac mai multe videoclipuri cu jucăriile mele LPS și sora mea face mai multe cu această păpușică, dar nu m-am putut abține, așa că astăzi voi deschide și eu una. Haideți să începem! Știu că această păpușică are mai multe straturi și fiecare strat ascunde o surpriză, așa că să descoperim prima surpriză. Wow! Ce-mi place, dar ce greu se desface! Deja văd prima surpriză! Nu știți ce emoționant este prima oară când desfaci o astfel de minge. Să vedem surpriza. Este o rochiță și niște săgeți. Iar mesajul este Fashion Forward. Foarte drăguț. Să dau acest strat jos cu totul. Următorul. Ce greu. Parcă deschid o bluziță. Priviți. Și deja văd a doua surpriză. Adică, ce va face păpușica mea? Va plânge? Va scuipa? Își va schimba culoarea? Și următorul, care este? Ia să o punem aici și sunt foarte, foarte curioasă ce va face păpușica mea. Ce drăguță este! Scrie Wanna Play, adică vrei să te joci? Și sunt aceste sticluțe minunate. Și ce-mi place culoarea aceasta roz. Următorul. Sunt atât de emoționată. Bineînțeles, și foarte, foarte curioasă. Deja văd surpriza. Am văzut surprizele foarte, foarte ușor. Ia să vedem ce avem aici. Da, cred că este bibănașul. L-am simțit la mână, că este foarte moale. Wow, este un bidonaș sau un recipient din care bei cu roz și cu negru. Ha, ce drăguț e! Când vedeam videourile, credeam că este mai micuț, dar priviți, este cam cât jumătate de degețel. Este foarte, foarte moale. Îl pun deoparte și să vedem următoarea surpriză. Unde este fermoarul? Aha, l-am găsit! Hop! Da, și surpriza este aici. Aici cred că sunt pantofiorii. Ia să văd ce pantofiori mi-au picat mie. Ce sandăluțe roz, drăguțe. Trebuie să mai fie una pe aici. Da, mai este. Wow, ce frumoase. Și acestea sunt mui așa și drăguțe, ca să se poată băga ușor în piciorușul păpușelei. Am să-i pun deoparte și acum cred că urmează să vedem păpușica. Ultimul strat. Da, am găsit. Ia să vedem cum se desface. Wow! Aici este, în această cutiuță, este un loc unde păpușica poate să stea și să mănânce. Iar aici, cred că este păpușica, da. O pun deoparte, o voi deschide ultima. Doamne, ce emoție am! Aici am toarta pe care o voi băga aici. Hop! Și aici. Văd și o inimioară. Și bineînțeles, mi-e place mult rozul, să vedem ce avem aici. Wow! Niște ochelari roz! Ce frumos sunt! Arată superb!
Și acum vă arăt aici, este cărticica cu toate păpușelele. Aici sunt păpușelele micuțe, surorile mici, iar aici sunt păpușile mari și sunt foarte, foarte curioasă cine îmi va pica. Posibil să fie Dollface? Să vedem. Mi se par cunoscuți ochelarii și papucii. Haideți să deschidem să vedem. Ce curioasă! Oh, wow! Ce drăguță este! Wow! Are părul cu negru și cu alb. Dar și l-am găsit? L-am găsit rochița cu ce să o îmbrac. Oh, nu se poate, sigur. Sigur nu este pe aici. Nu am găsit rochița ei. Se pare că în această cutiuță lipsește îmbrăcămintea păpușelei. Am pus puțin pe pauză, am plâns puțin că nu-i găseam rochița, după aia am verificat totul bine și priviți ce am găsit aici. Aici este rochița păpușelei, dar eu nu știam, dar prin faptul că este prima oară când deschid această frunze. Și acum să-i vedem și rochița. Wow, ce frumoasă este! Haideți să-i opunem păpușelei. Ce drăguță este! Vă place? Mi-mi place foarte mult și sunt atât de bucuroasă că i-am găsit rochița! Tocmai mă gândeam ce să fac. Mă apucam și făceam o rochiță din Play-Doh. Ceva făceam sau o îmbrăcam cu ceva ce am eu. Să vedem cum îi stă și cu ochelarii. Oh, wow! Wow! Și după cum am spus, pe păpușica mea o cheamă Dollface. Wow! Fața de păpușică! Chiar așa și este. Este minunată. Ți-i dau și papucii în picioare. Aceste sândăluțe superbe. Vai, nici nu știți ce mult mă bucur că i-am găsit rochița. Oh, ce frumoasă este! Priviți-o cu toții! O ador, este minunată! Voi lua acum bidonașul lui Dollface, o voi așeza în cutiuța ei, ca să aștepte să-i dau de mâncare. Iar aici voi pune apă și îi voi da să mănânce. Vedeți, aici se poate pune sticluța și poate să stea și să aștepte puțin. Gata, am adus cănița plină cu apă, o voi pune pe Dollface culcată și îi voi da să bea puțină apă. I-a plăcut foarte mult, ies afară. Haideți să vedem acum, când vom apăsa pe capul acestuia, ce face? Plânge, scuipă, face pipi. Ia să vedem. Cred că scuipă și face și pipi. Are o găurică, după cum puteți vedea. Este foarte drăguță. Știți ce mi-am dat seama? Păpușica mea doar scuipa. Și de unde am știut asta? Pentru că am umplut un recipient plin cu apă rece. M-am pus gheață pentru că este foarte, foarte rece. Și când am băgat-o pe păpușică așa, ia priviți, mi se schimbă culoarea părului, se face roz. Vedeți? Când se încălzește, devine înapoi alb. Hai să mai faci puțină baie. Ia uitați ce îi place în apă. Și vedeți? Părul i s-a făcut roz. Altceva nu observ că s-a mai schimbat la ea. Asta înseamnă că trebuie să lipesc pe cărticica mea absibilul când își schimbă culoarea și cel în care scuipă.
Și acum să vedem dacă Dollface vrea să se dea pe leagăn. Da, îi place foarte mult. Priviți -o ce veselă e. Ce de animăluțe aici. Vai, ce drăguțe sunteți toate. Și nouă ne place de tine, Dollface. Ei nu știi ce mult te-am așteptat. Stătea mingea lângă noi și nu știam ce fetiță va ieși din ea. Eram sigură că vei fi foarte frumoasă. Mulțumesc asemenea. Și tu ești foarte drăguță, Dollface, pentru că ești prima oară printre noi, vreau să-ți ofer o înghețată. Îți mulțumesc, Purcelușo, mie îmi place înghețata extraordinar de mult. Dar nu cred că am ceva să-ți ofer în schimb. Nu trebuie, drăguță, sunt foarte fericită că ești fericită. Stai, am să vă dau și eu ceva. Un pic de suc. Aceasta este sticluța mea, este plină cu suc. Hai, serviți cu toții! Eu ți-am luat puțin ochelarii să-i probez. Se vede totul roz. Ești tare amuzantă și foarte drăguță. La revedere, copii!